dimineața, prieteni mei, ce mai faceți? Astăzi este o zi deosebit de specială, deoarece este ziua mea. La mulți ani, Ioana! Și pentru că știți că eu vă iubesc foarte mult, o să fiți și voi invitați la ziua mea și o să vă iau peste tot unde o să merg eu astăzi și o să vă arăt cum îmi petrec majoratul. Primul lucru pe care o să-l facem astăzi este să mergem la un water park, pentru că mie îmi plac foarte mult water park-urile și parcurile de distracție în general. În urma accidentului meu de la karturi, după cum puteți observa, a trebuit să-mi iau o bluziță de surf care să-mi acopere rana, ceea ce mi se pare foarte tare, pentru că unul dintre serialele mele preferate este Blue Water High, nu știu dacă ați auzit de el, dar e vorba de surferi și acum o să mă simt ca un surfer la parcul de distracții. Hai să mergem la water park și o să vă spun după aceea ce facem diseară. Prieteni, am ajuns la water park! În sfârșit, abia aștept să mergem să vedem cum arată. De afară era foarte, foarte mare și este lângă un castel, castelul meu. Mi-am construit un castel aici, lângă parcul de distracții. Hai să mergem să vedem cum arată parcul, o să vă arăt. Asta este rana mea. Haide mă că s-a mai vindecat, ești fresh acum, ți-am zis. Mă doare foarte tare mâna, mi-e foarte greu să o întind. Așa că nu știu cum o să stau eu pe toboganul ăla fără colac. Sper să mă lase să intru, nu știu care sunt regulile lor de igienă, dar o să le garantez că n-am nicio boală pe care pot să ia prin sângele meu. Prieteni, se cunoaște că e vineri 13, pentru că, după cum v-am spus, mi-am cumpărat o bluziță de surf pentru rană și aparent nu ai voie cu chestii cu fermoar aici. Ia vedeți, băieți, n-ai voie cu zipper, n-ai voie... N-ai voie cu bikini clasp, deci n-am voie nici cu costumul meu de baie. Că se desface pe topogan. Păi și eu cum mă dau? Trebuie să-mi dau jos sutienul? Nu înțeleg. De ce nu scrie asta? Nu ne plânge, nu cred că se plânge nimeni, Ioana. De ce nu scrie asta și pe net? După un lung control de febră, de sticle de apă și de arme, am ajuns aici la harta parcului. Uitați-vă cât de mare e. Aici avem toate toboganele din parc, care, după cum vedeți, sunt foarte multe și, din păcate, nu știu dacă o să putem să ne dăm în vreunul, pentru că limita de kilograme este de 180, iar, după cum știți cu toții, eu depășesc 180 de kilograme. Deci, nu știu dacă o să putem să ne dăm. Andrei, îmi pare, trebuie să te dai singur în tobogane. Păi nu pot, că minim e 45. Minim e 45. Da, mă, adevărat. Deci niciunul dintre noi nu se poate da. Păi am venit degeaba, mă. Poate notăm și noi pe aici, în lac. Da, am venit degeaba, mă. Uite, te-au băgat și pe tine în lac aici. Hai, pa. Uite pe Marshmallow, e și el aici? Cum ar fi? Wow, nu știam că e DJ-ul parcului. Foarte tare, foarte tare. Da, m-am amuzat foarte tare desenele astea de aici, nu știu. Cred că sunt mai mulți oameni în desenul ăsta decât sunt în tot parcul în momentul de față, pentru că pe lângă faptul că nu e sezon, mai e și virusul ăsta și tuturor le e frică să vină. Am venit și noi la dulapuri să ne lăsăm prosoapele. Până acum ne-am dat în tobogane, dar nu am filmat pentru că am vrut să mă bucur și eu de ziua mea în familie. Dar acum o să vă iau cu mine și o să luăm GoPro-ul cu noi, deci camera o să o lăsăm aici. O să luăm GoPro-ul și o să filmăm din tobogane. Partea bună este că nu a comentat nimeni de bluzița mea, deci am putut să-mi o țin. Și mi-am cumpărat și niște pantaloni asortați, drăguți. Am zis că cel mai bine e să merg așa îmbrăcată, nici nu mă arde soarele. Mă simt și eu ca una de-a lor, e foarte multă lume îmbrăcată aici în apă. Cred că în România nu se întâmplă chiar așa. Și acum o să mergem împreună să ne dăm în tobogane. Sunt super, super tare, deci hai să mergem. Ok, prieteni, ne-am mutat și noi pe GoPro și am uitat să vă arăt. Un angajat de la tobogane mi-a oferit o floare. Stai cu mai. Te-a dat o floare, a? Te-a dat o floare, da. Și mai probabil a crezut că eu și Andrei suntem frați. Și am păstrat-o cu mine ca să nu o pierd. Nu mai are o petală, dar e drăguță, nu e așa? Foarte drăguță. Mă duc să o las în dulap cel mai bine ca să fiu sigură că o am în continuare. Cum a fost? Super, super!
persoane, deci ador acest loc. Cea mai mare problemă pe care poți să o ai aici e că e piatra prea fierbinte. Deci mi se pare cea mai frumoasă problemă pe care poți să o ai vreodată. Hai să mergem în toboganul ăla cu plasă. Nu știu dacă îl vedeți de aici. E un tobogan cu plasă și se prinde flori. Deci mi se pare foarte drăguț. Chiar aici este și băiatul care mi-a oferit floarea. Uitați-l. Uite, Andrei. E acolo, ha? Dușmanul tău. Dușmanul meu. Da, uite, la cochela. Da, măi, băieți, cum ar zice Andrei, mergem acum să ne dăm pe toboan. Uitați-vă câtă natură e aici, băieți. Mergem printre palmieri. Uitați-vă și pe Andrei în spate care cară colacul. Ador să car colacul, e cu dana favorita. Un alt lucru despre care vreau să vă spun e că sunt foarte, foarte multe scări de urcat. Dar... datorită faptului că nu este sezon, nu e deloc coadă, deci mi se pare genial că am nimerit într-un parc de distracții unde nu sunt cozi, e visul oricui. Și la finalul scărilor, care sunt extrem de multe, este un panou pe care scrie că ai pierdut 38 de calorii urcând. Cui mai trebuie sală când ai parc cu tobogane cu apă? Cum arată tot parcul, este superb. Toată priveliștea e aici. Aici? Aici, asta e priveliștea. Te-ai cam îngrășat? Un pic, da, asta e. Acolo este piscina cu valuri. Și de asemenea, au aici un tobogan din ăla de te bagă în tub și îți desface podeaua sub picioarele tale și eu m-am dat în el. Da, Andrei s-a dat în el. Eu m-am dat în el, super șmecher, dar durează cursa o secundă jumate, o secundă și un sfert, ceva de genul ăsta. Nu înțelegi nimic, dar e super, super șmecher. Uitați-vă la toboganul ăsta cum arată, da? Te duci așa, în spirală, frumos. Puțin horror astăzi. Da. Dar să sperăm că ne lasă cu camera. Hai să vedem. Haide. Aici la umbră e bine. Hai să vedem în ce ne mai dăm, băieți. Wow! Horror! Ai să puteți observa ce coadă uriașă. Dar la coadă, mă, bă, de românii ăștia m-au venit românii în Thailanda și se bagă în față peste tot. Uitați, mă, frate, câta coada. Hai să mă urc eu. Și cu Dumnezeu înainte să nu pierdem GoPro! Paolo! Bă, ăsta e greu, e greu, e greu! În tine! Uitați-vă pe unde ne-am dat, băieți, așa, pac, de jos în sus, înapoi. Nu, n-ai cum, nu dai. Băi, deci am obosit să urc atâtea scări, fraților, nu mai pot astfel, băieți. Luminițe! Ia vedeți! Mamă! Uite, de data asta n-am mai căzut. Da, n-am căzut acum.
Bine, Ioana! Băi, Ioana, nu mai poți să urci pe scări, nu mai pot, efectiv. Arde pe aici totul. Hai să ne relaxăm puțin, să bem un cocktail, ceva, că am obosit, fraților. Ne-am aranjat și noi frumos, ne-am îngătit și o să mergem către Hooters, unde urmează partea a doua a zilei mele de naștere. Show-ul începea la ora 8, pentru că voiam să mergem la un show, nu cred că mai ajungem, pentru că este ora 8 acum. Dar o să vedem dacă mai găsim vreun loc să stăm și noi pe undeva pe acolo și să mâncăm o aripioară picantă. Hai să mâncăm, băieți, că vreau aripioară și mor de foame. Am ajuns și noi la Hooters, uitați-vă ce aglomerat e! Sunt foarte, foarte multe persoane pentru că v-am spus în seara asta e un concurs de Miss. O să vedem dacă putem să filmăm și fetele când o să apară din nou pe scenă. Până atunci să recomandăm niște aripioare picante, să vedem cum sunt, abia aștept. Am primit niște punguțe cadou pentru că am plătit bilet să intrăm aici. Hai să vedem ce ne-au dat în ele. Ne-au dat niște tricouri cu Hooters. Avem aici mai multe variante de tricou. Cred că sunt doar mărimea potrivită pentru mine, deci aparent m-am făcut cu 4 tricouri noi. Mulțumesc, Hooters, pentru tricouri! Aici o bancnotă. Avem un voucher, fraților, să ne luăm ceva de băut, ceva de mâncat. În seara asta avem legal. Scrie Hooters Cash pe ei. Mi se pare extrem de amuzant. Mi se pare cel mai tare loc. E plin de panouri cu mesaje amuzante. De lume foarte, foarte multă. Deci mi se pare genial. Abia știu să văd ce o să se mai întâmple și să vedem ce ne luăm de mâncare. Andrei zicea să luăm ceva de pe meniul de wings. Astea! Boneless! Boneless, așa să fie. Ok, pe panoul scrie order 10 wings and get 10 more. Haideți să ne comandăm wings-urile să vă arătăm cum arată atunci când vor veni. Suntem aici la concursul de Miss. Și ce mi se pare cel mai tare e că toți banii de bilete se vor duce la o fundație pentru copii. Deci în seara asta am ajutat niște copii. Și hai să ne uităm la concurs împreună. Descrierea tipei ăstea la concurs a fost că îi place să mănânce fructe. Credeam că eu n-am personalitate. The girls are hot with their shimmering, glittering cocktails tonight. Descrierea primei tipe a fost că îi plac fructele, iar descrierea la a doua tipă a fost că îi place orezul prăjit. Ce părere ai de asta? Mie îmi place mult orezul prăjit. Eu eram a doua tipă. Eu o să te susțin. Mulțumesc. Prieteni, tata, care este foarte mare mâncător de mâncare picantă, și-a comandat aripioare cu cel mai picant sos din meniu. Se numește 911. Cred că se vede și din nume cât de periculos e sosul ăsta. Și am hotărât să încerc pentru voi o aripioară din asta cu sos extrem de picant, spune dacă suport. Deci, hai să vedem. O să luăm pasta de aici. Ai, este atât de picant! Cred că e cea mai proastă decizie pe care am luat-o în viața mea. Ia, Andrei, vrei să cuși și tu? Nu, chiar nu vreau. Sper să nu-mi lăcrimeze ochii pentru că o să încurcă rimelul. Să revin la aripioarele noastre cu sos normal. Mi-e frate că mi-arde gura după o guriță. Am luat efectiv o guriță. M-am schimbat și eu în uniforma Hooters, fraților. Și uitați-vă ce concurente superbe participă la mine. Absolut superbe! Prieteni, am plecat și noi de la Hooters, a fost super, super tare! Am văzut și show de Miss, am mâncat aripioare și acum o să mergem la un bine meritat masaj, pentru că este cea mai bună cale de a-ți termina ziua de naștere perfect! Deci, vreau să spun că a fost una dintre cele mai frumoase zile de naștere din viața mea, m-am distrat foarte, foarte tare și hai să mergem la masaj!
aici o să închem și noi acest vlog, prieteni. Sunt aici la masaj, cel mai frumos mod de a termina ziua mea de naștere, după cum am mai spus. Vreau să declar oficial, în timp ce această doamnă îmi masează piciorul, că asta a fost cea mai frumoasă zi de naștere din viața mea. Sunt foarte bucuroasă că am decis să fac aici, pentru că cel mai probabil dacă o planificam în România, trebuia să anulez. Nu cred că mai ai voie să faci întâlniri din astea cu multă lume. Deci, da, dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să-i dați un like, dați subscribe și follow pe Instagram la Ioana Sphinxul. Ne vedem data viitoare. Pa!